Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ieri că la nivelul Guvernului se face o analiză în ceea ce privește pilonul 2 de pensii, pentru că acesta trebuie să fie îmbunătățit. Pilonul 2 nu va avea de suferit. A, că la noi, la nivel de Guvern, facem o analiză și vedem exact 10 ani de zile ce a însemnat pilonul 2 de pensii. Se puteau aplica comisioane mai mici. Poate fi oare un randament mai mare? A fost declarația ministrului la o emisiune. În plus, se va face printr-o negociere cu administratorii de fonduri private, a confirmat Ministrul Finanțelor, în condițiile în care acest fonduri au investit și în companii de stat. Potrivit lui Teodorovici, acestea sunt doar propuneri de îmbunătățire a modului în care funcționează astăzi pilonul 2. Ministrul Finanțelor a mai susținut că Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, nu a afirmat că trebuie dați mai puțin bani sau că trebuie tăiate aceste contribuții.